Este 6:30 seara. Este foarte cald afară și este duminică. Și m-a trezit pe mine cheful astăzi să-mi reorganizez biblioteca. Mi-am dat seama că biblioteca mea este în stare actuală de la începutul anului. La începutul anului mi-am petrecut vreo jumătate de zi făcând construcția asta, adică aranjându-o așa cum este. Am și o muscă, bună muscă, ta muscă. Și eu, cum sunt un om care e în permanență atașat de mediul lui înconjurător și foarte atent la tot ce îi se întâmplă, m-am gândit că am nevoie periodic să schimb lucrurile. Cum am reușit să stau jumătate de an fără să schimb nimic din bibliotecă sau aproape nimic, am mai schimbat pe aici pe acolo niște chestii, nu știu, e o minune pe care nu vrem să o analizăm acum că nu avem timp. Dar cert este că astăzi mă voi ocupa, unu, să dau toate cărțile jos din bibliotecă, da, le dăm pe toate jos, de acolo vedeți că am scos albumele ale mari, Coffee Table Book-urile, atlasurile, și scoatem tot din bibliotecă, evident am să o curăț, am să o șterg de praf și toate cele, pentru că așa e normal, oricum, știu, praful șterg mai des, nu odată la 6 luni. Și să vedem să găsim o metodă de aranjare, de reorganizare, pentru că m-am plictisit cu varianta actuală. Da, problema mea mare este că mi-am petrecut ultimele 4 ore astăzi, căutând pe Pinterest și pe YouTube, nu știu, inspirație. Păi să văd și eu biblioteci aranjate, să văd ceva interesant și nu m-am găsit nimic care să-mi satisfacă pofta de nu știu, vizual, să mă inspire, ceva care să mă atragă atenția. Habar n-am. Ce știu sigur este că, 1. O să mențin cărțile pe categorii, adică ce sunt, doar că o să trebuiască să mai schimb unele cărți, să le duc în categoria lor, pentru că le-am pus aiurea. 2. Știu că mi-aș dori să nu mai pun cărțile orizontale. Nu știu de ce, dar pe mine mă disperă aranjarea asta pe orizontală, deși știu că intră mai multe cărți așa, dar pe mine nu. Așa, deci cât mai puține, nu o să fie chiar deloc deloc, dar cât mai puține cărți pe orizontală. Și 3, nu știu ce o să fac cu rândul de sus, ăla cu biblioteca de la Adevărul. În teorie, mi se pare că e cea mai bună formulă în care este și de-aia nu știu dacă să-l mut jos, că parcă l-aș muta pe raftul de jos. Că, știți, inițial când am aranjat biblioteca, am zis că nu mă uit acolo sus, dar mă uit. Și de fiecare dată când filmez, văd că acolo sus sunt cărțile alea și sunt cam întunecate așa și parcă nu mă atrag. Da, I don't know. Vom încerca. Nu știu ce progres o să am pe parcursul zilei de astăzi, dar cert este că o să dăm cărțile jos din bibliotecă și vedem unde ajungem, până unde ajungem cu organizarea. Fați-l la curent. Voi stați pe aici, că eu fac. Bine că trebuie să mă și opresc, pentru că
Prințesa mea are nevoie de mâncare, său. Time out ca să mă duc să iau mâncare la copil, că nu mai am mâncare. Poate, Doamne ajută, nu mai e așa de cald afară. Și după aia mă întorc și vedem. Vom vedea ce. A few hours later. Adică a few mai multe, pentru că după ce m-am dus să iau mâncare la copil și trece și o mașină. După ce m-am dus să iau mâncare la copil, m-am apucat să ud toată curtea și grădina și acum este 10 noaptea și da, nu am plecat la magazin în bluză de pijama, doar că am luat-o pe Coconucă în brațe, iar Coconucă de fiecare dată când o iau în brațe mă cadorisește așa cu ceva parfumat, pentru că nu, așa e conformația ei și trebuie să mă schimb. So, am și mâncat și stau și am tot rumegat la ideea dacă să asta jos sau nu. Hai să le dau jos, dacă nu îmi plac săptămâna viitoare le mult la loc. Bun, le-am luat astea, așa că o să le iau de aici, să le pun la încărcat și le mut jos în același format. Deci o să fie exact pe același format, doar că trebuie să șterg raftul, mi-am adus aminte și de asta. O să șterg rafturile de jos și le pun fix la fel, pentru că sunt numerotate, sunt în ordine și sunt numerotate și le-am pus în așa fel încât să încape toate și să arate simetric, pentru că eu sunt bolnavă de simetrie, am o problemă cu simetria. Ce punem în rest? Nu știu, vom vedea, că încă nu am nicio idee. Am mai scrollat puțin pe net după ceva idei, nada. So, vedem, work in progress. De praf cât este de muște, care se pare că au avut ceva probleme digestive și au decis să-mi lase mie urmele pe acolo. God, goodness gracious. Ce e aici? Ok, we need to fix this today. Da, ăsta e stadiul în care am lăsat lucrurile aseară pentru că mi s-a închis și camera și efectiv nu mai aveam energie. So, astăzi trebuie să facem un pic de ordine pentru că mă sufoc aici. Okidoki, Smokey. M-am trezit de vreme, sunt foarte ciufurită, că tocmai am tras un power nap la 10 dimineața, pentru că mă simțeam super obosită, m-am trezit azi noapte de câteva ori, am dormit numai 3 ore legate și după aceea m-am tot trezit, că m-au trezit câinii, m-am trezit și eu, whatever. Am fost de dimineața, am alergat, hence the outfit, am semnat condica la vecina mea și acum putem să terminăm ce am început, pentru că îi grav. Deci până îmi dau cafeaua, teoretic ar trebui să termin, ca să nu mă lungesc 175 de milioane de ani și să reînvie epoca dinozaurilor și pe mine să mă prindă tot aici. So. Da. Thank you.
terminat pe aici, dar înainte să vă arăt cum arată efectiv biblioteca, trebuie să vă arăt că cărțile mele sunt din Harry Potter. Sunt luate din Harry Potter, aparent, pentru că au început să miște. Și nu știam ce se întâmplă, de ce mișcă cărțile mele, ce se întâmplă, de ce mișcă și încolo. Cineva îmi face cărțile să miște. Udiță, ce cauți acolo? Ce faci, Udila, acolo? Aparent nou ei loc în care se ascunde de căldură. Și am uitat să bag cartea asta pe raft. Asta ar trebui să intre pe raftul cu cărți contemporane. Și nu mai am loc pe cărți, pe raftul de cărți contemporane. Cred că nu mai am loc. Hai să vedem dacă intră. Hai că până m-am învârtit eu pe aici și până am făcut diverse, a venit și un nor foarte mare și iar nu avem lumină, dar nu-i problemă. Cred că am uitat să închid serverul ăsta. Da, mi-este foarte cald. Iarăși foarte, o zi din aia foarte călduroasă și m-am menținut așa fără machiaj, because cine ar vrea machiaj pe 40 de grade cât este acum afară, așa că stăm fără, dar ăsta e rezultatul final, acesta este rezultatul final. Știu că sunt rafturile de sus mai goale, dar le-am făcut așa, intenționat, pentru că vor mai veni cărți, că nu mă voi abține de a cumpăra cărți. Și nu știu dacă observați sau dacă vă aduceți aminte, dar înainte erau și albumele alea, atlasurile și albumele, coffee table, bucurile, toate erau aici, le-am scos și le voi băga, că nu sunt ca acum, deocamdată nu-s băgate, dar le voi băga în birou, asta până îmi voi schimba biroul, pentru că am de gând să fac și această operațiune cândva. Am mutat și biroul. Știți că sufăr deja de treaba asta și în principiu cam așa arată, am mutat, cum ziceam, alea jos, parcă mi se pare că e mai ok, că mai are risit sus, că nu mai e tot negru ăla acolo. Ce avem? Aici avem cărți de self-help și din astea așa mai motivaționale, mai așa, le-am păstrat pe un raft, mai am foarte puțin și intră toate într-un raft, ocupă un raft. Aici așa pe raftul ăsta avem clasici. Aici, pe raftul ăsta, sunt random things, adică cărți care n-au neapărat o categorie și n-am avut pe unde să le mai pun sau pur și simplu n-au încăput în raftul lor. Aici avem cărți mai deștepte, asta e zona mai deșteaptă, adică avem cărți informative, chestii utile și așa mai departe, chestii care îmi plac, care le studiez, ca să zicem așa, filozofie, asta e zona de filozofie, a crescut, ce cum pot să constat că a crescut față de anul trecut, ceea ce e bine. Aici am psihologie și am această figurină pe care am câștigat-o la un nou Kinder din ăla mare și am păstrat-o, de obicei nu păstrez jucăriile că nu am depășit vârsta sau îmi place să cred că am depășit vârsta, dar asta seamănă cu mine, incredibil de mult seamănă cu mine, mai puțin în aspectul că are ochii verzi, eu am ochii negri, dar oricum nu prea acceptă nimeni că aș avea ochii negri. Toată lumea spune că nu e adevărat, sunt căprui. Dacă eu zic că sunt negri, sunt negri. Deci toată lumea simte nevoia să mă contrazică. În fine, ăla e alt subiect. Așa. Aici ce avem? Aici avem biografie, autobiografie în zona aia. Nu foarte multe pentru că nu prea mă pasionează. Aici am ficțiune contemporană, adică literary fiction, literatură contemporană. Asta e zona de fantasy, cam slăbuț, dar mă rog, am separat-o de restul, deci fantasy. Aici avem o parte din thrillere, cu thrillerele avem problema cea mai mare pentru că erau cele mai multe și nu mai încăpeau în raftul de thrillere. Și cealaltă parte este aici și am lăsat intenționat loc așa mult pentru că vor mai veni cu siguranță de-a lungul lunilor vor mai veni thrillere și chiar săptămâna asta trebuie să-mi apară două, cel puțin două, așa că, da. So, da, aici am pus cartea lui Anderson, poveștile de Anderson, aia din copilăria mea, atlasul ăla botanic frumos, asta este cartea lui Fleur de Force și aia cu 500 de lucruri pe care să le faci într-o viață, pentru că cel puțin astea două mari nu pleacă nicăieri, trebuie să rămână aici în bibliotecă la îndemâna mea. Așa,
Asta este mitologie greacă, foarte puțină. Să vedem dacă intră Atalanta, că vine săptămâna asta Atalanta, să vedem dacă intră aici. Aici este history fiction, adică ficțiune istorică. Și aici am loc să cresc, slavă cerului, că da. Babel a rămas acolo și aici am ceva SF și alea sunt distopiile. Ca idee, așa le-am organizat. Adică au rămas pe categorii și versiunea asta pe categorii mi-a plăcut cel mai mult din totdeauna, pentru că pe mine mă ajută să mă orientez cel mai bine în rafturi. Acolo le-am organizat unde sunt cărțile de sine stătătoare, le-am organizat în ordinea culorilor, dar pe aici, de exemplu, pe unde am două cărți scrise de același autor, sau aici, de exemplu, am patru de același autor, sau acolo, unde am aici, unde am serii, am încercat să pun seriile împreună, că deși cromatic mă ajutau și îmi plăcea cum erau puse, da, am decis până la urmă să le pun cele care sunt de același autor, să le pun împreună, ca să știu că sunt acolo, mai ales dacă sunt dintr-o serie, din aceeași serie. Cum sunt șalea? Da, în principiu cam așa. Deocamdată îmi place cum a ieșit, e puțin dezechilibrată situația în partea asta, dar o să se rezolve în timp, sunt convinsă, dar cel puțin e o schimbare și e un pic mai fresh și nu mai simt că intru în aceeași bibliotecă veche și vai de capul ei. Nu era, dar capul meu, v-am zis că așa e, că m-am obișnuit cu felul în care arăta atât de tare încât nu o mai vedea și de-aia e bine să dau un refresh. M-am uitat, am făcut treaba asta în ianuarie, deci cam de două ori pe an, deci sunt ok. Nu cred că o să mă apuc luna viitoare, decât dacă mă deranjează ceva foarte grav, atunci am să schimb, dar altfel nu cred că o să modific ceva pe aici. So, this is it. Mă gândesc, negociez cu mine dacă să fac un tur al bibliotecii din ăla mănunțit cum vezi. Că mi-ați mai scris de-a lungul timpului să fac un library tour, un tur al bibliotecii, dar cu fiecare carte în parte, să vă arăt fiecare carte în parte. Și m-am zis inițial că mi-e greu, că nu știu ce, dar cred că putem să încercăm. Putem să încercăm să vedem ce iese. Îmi ziceți dacă vreți și dacă vă interesează, dacă nu, aia e, we shall see. Acum îmi dau seama că alea de fapt ar trebui să fie în partea aia, ca să fie treaba echilibrată. So, o să modific, deci o să le pun pe asta aici, invers, ca să fie ca acolo. Da, și cam asta este. Ei, uite că a trecut și norul și nu ne-a plouat. So, asta e, așa mi-am aranjat eu biblioteca, să sperăm că până în ianuarie cel puțin nu mă mai ating de ea. Hopefully, dar nu promit.